Vă salut pe toți cei care sunteți deja membri ai acestui canal. Vă spun bun venit și vouă celor care vă aflați pentru prima dată pe acest canal. În întâlnirea de astăzi mi-am propus să fac două lucruri. Primul dintre acestea îl reprezintă prezentarea celor cinci aparate de ventilație non-invazivă pe care le recomandăm pacienților diagnosticați cu sindrom de apnee obstructivă în somn în vederea tratamentului. Tot ce vedeți voi aici, 1, 2, 3, 4, 5, sunt dispozitive de tip non-invaziv care îmi aparțin. Deci ele sunt proprietate personală. Voi face cunoscute regulile sub care voi dona un aparat de ventilație non-invazivă de tip CPAP cu funcție APAP pentru unul dintre dumneavoastră care sunteți diagnosticat cu sindrom de apnee obstructivă în somn, dar din considerente materiale financiare nu vă faceți tratamentul. Rămâneți până la final și vă voi prezenta care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți ca să primiți un astfel de dispozitiv de ventilație non-invaziv pentru tratamentul sindromului de apnee obstructivă în somn. După ce am anunțat pe pagina de TikTok faptul că intenționez să donez un aparat de ventilație non-invazivă pentru tratamentul sindromului de apnee obstructivă în somn, am primit foarte multe comentarii și foarte multe mesaje în care mi se solicita aparatul pentru X, Y sau Z și mi se prezentau și motivele pentru care persoanele respective ar fi trebuit să primească aparatul. Ei bine, vreau să înțelegeți că aparatul mi aparține în totalitate și îl donez din multe considerente. În primul rând, pentru că nu îl mai folosesc și, cum spune vorba populară, dar din dar se face rai, cred că e bine ca aparatul de ventilație non-invazivă care îmi aparține să ajungă la un pacient diagnosticat cu sindrom de apnee obstructivă în somn și care nu își permite să și-l achiziționeze, să și-l închirieze și așa mai departe. Prin urmare, aparatul acesta, îl vedeți aici, da? Împreună cu tot ce înseamnă umidificator, tot ce înseamnă curtun de conectare a măștii, va ajunge la unul dintre dumneavoastră care este diagnosticat cu sindrom de apnee obstructivă în somn și nu își face tratamentul din considerentele pe care deja le-am menționat. Revenim la primul obiectiv al întâlnirii noastre. Vreau să vă prezint cele 5 aparate pe care eu le am în proprietate, deci mi-aparțin în totalitate, astfel încât dacă sunteți diagnosticat cu sindrom de apnee în somn, dacă veți fi diagnosticat cu sindrom de apnee în somn sau aveți pe cineva care este diagnosticat cu sindrom de apnee în somn, să știți cam ce implică acest lucru, adică tratamentul sindromului de apnee obstructivă în somn. În primul rând, aparatele pe care eu le am aici pot fi împărțite în două categorii și o să încep cu acest aparat de la Philips. Da? El este un aparat de tip CPAP care are și funcție de APAP. CPAP înseamnă, încerc să-l deschid aici. CPAP-ul înseamnă că are și că funcția aparatului este una fixă, adică aparatul bagă aer cu presiune fixă. Repet, bagă aer cu presiune fixă și nu oxigen. Practic, acest tip de aparat ia aerul din cameră. Imediat încercam să îl decuplez un pic, da? Deci aparatul de ventilație non-invazivă de tip CPAP acesta este, iar acesta este umidificatorul. Este locul în care se pune apa, astfel încât aerul pe care îl bagă acest aparat pentru pacient să aibă și o anumită umiditate în funcție de toleranța pe care o preferă pacientul. Revenim. Deci acesta este un aparat de tip CPAP. Asta înseamnă că aparatul va lua aerul din cameră și îl va introduce prin intermediul unei măști în nasul pacientului cu o anumită presiune fixă. Asta înseamnă CPAP. Acesta este tot un CPAP, da? Și aici este tot un CPAP. Lucrurile sunt similare și aici, și anume că vorbim, acesta este jumătate, este aparatul ăsta de aici,
de ventilație non-invazivă de tip CPAP, iar cea de-a doua parte pe care o vedeți dumneavoastră aici este și partea de umidificator. Toate aparatele pe care eu le am, să știți că beneficiază și de umidificator. Și acesta este tot un CPAP, tot cu funcție de APAP. La fel și acesta este un CPAP care are și funcție de APAP, are și el umidificatorul. Evident, fiecare producător are designul lui, atât la aparat cât și la dispozitivul de umidificare. Ce înseamnă APAP? Deja am spus, practic aparatul ia aerul din cameră și îl introduce în nasul pacientului sau prin nasul pacientului, prin intermediul unei măști nazale, mască nazală care poate să arate la modul ăsta. Aceasta este o mască nazală. Hai să o arătăm așa. Da? Se pune pe nasul pacientului, se conectează prin acest furtun. Da? Un capăt al furtunului vine aici, cam așa. Celălalt capăt al furtunului se conectează la acest aparat sau la acesta sau la acesta sau la acesta. Și astfel aparatul îi asigură pacientului un volum de aer fix pe unitatea de timp, dacă vorbim despre un aparat de tip CPAP. Dar aparatele de tip CPAP, adică acesta de aici, acesta de aici, acesta de aici, au și funcție de APAP. Ce înseamnă asta? Înseamnă că medicul stabilește un interval de presiuni, da? Să zicem între 10 și 14 cm coloană de apă, și aparatul va administra pacientului o presiune cuprinsă între 10 și 14 în funcție de rezistența pe care o va întâmpina la nivelul gâtului. V-am arătat masca nazală, aceasta de aici este un tip pe care, de mască pe care eu îl am. Mai avem și o mască de acest gen, asta se numește mască subnazală, nu știu cât de bine se vede, da? Adică poziția ei va fi cumva la modul acesta. Bun, se pune pe cap, bine mersi, și ea va veni sub nas, da? Și pacientul va conecta evident prin intermediul furtunului această mască la aparat. Și mai am aici o mască. Aceasta este nouă, n-am mai scos-o din ambalaj pentru că este nefolosită și nu are rost. Este o mască oronazală. De ce? Sunt foarte mulți pacienți care nu tolerează foarte bine presiunile pe care le administrează aparatul doar pe nas și de foarte multe ori deschid gura, respiră pe gură și așa mai departe, motiv pentru care acestei categorii de pacienți le dăm spre utilizare o mască oronazală. Evident că mai sunt și perioadele în care pacientul are nasul înfundat, e răcit și nu poate să respire pe nas, însă el trebuie să doarmă cu aparatul de ventilație non-invazivă, fie că este APAP, fie că este CPAP, așa că nu va putea fi utilizată masca nazală și în acele perioade va folosi o mască oronazală. V-am prezentat acest aparat, care va și merge la unul dintre dumneavoastră cu titlul de donație, de cadou, cum vreți dumneavoastră. V-am prezentat acest aparat. Deci cele trei sunt aparate de CPAP cu funcție de APAP. Toate trei aparatele au și umidificator. Doar acesta va pleca către unul dintre dumneavoastră care are diagnostic de apnee în somn și nu are tratament. Celelalte două sunt proprietate personală și ele vor face treaba care au făcut-o și până acum. Bun. Celelalte două aparate, așa cum v-am spus, dar din dar se face rai. Sper să nu le stric, da? Dar din dar se face rai, aceste aparate le-am primit cu titlul de cadou de la un prieten și un coleg de-al meu foarte bun, care a avut o motivație foarte serioasă și o determinare extraordinar de mare de a le cumpăra în cele mai bune condiții și pentru a mi le oferi cadou. Și îi mulțumesc anticipat, deși el știe că mi-a făcut un mare bine dându-mi aceste aparate. Îi mai mulțumesc încă o dată și ca drept, să zic așa, mulțumire cu aparatele pe care le aveam în dotare. Le dau și eu mai departe cu titlu de cadou, fără niciun soi de, să zicem așa, de remunerație. Însă aceste două aparate nu sunt aparate de tip CPAP, ci ele sunt aparate de tip BIPAP.
Da? Acesta este un aparat BiPAP care are funcție ST, da? Sau model de ventilație ST. Și acesta este un BiPAP care are model de ventilație sau modul de ventilație ASV. După cum vedeți, și acest tip de aparat are umidificator, se prinde aici. Pentru cel de-al doilea aparat nu am mai cumpărat umidificator, întrucât am aici și nu am văzut rostul, da? Dacă este nevoie, scot acest capac de protecție și acolo se introduce umidificatorul. Ce înseamnă BiPAP? Pentru că probabil mulți vă veți întreba acest lucru. BiPAP înseamnă că aparatul are două tipuri de presiune, adică o presiune inspiratorie și o presiune expiratorie pe care medicul le setează, iar aparatul va funcționa în acel interval de presiuni. Deci, practic, tot timpul când pacientul va respira, aparatul îi va asigura o presiune expiratorie setată de medic și un interval de presiuni inspiratorii. Evident, în funcție de modelul de aparat pe care îl folosește pacientul sau medicul îl recomandă. Deși ambele modele sunt BiPAP-uri, modulul sau modelele de ventilație pe care aceste aparate le folosesc sunt diferite. Și o să vă spun doar două diferențe. De exemplu, acest aparat care este cu modul de ventilație ST, la acesta se poate seta și o frecvență respiratorie. Adică dacă pacientul uită să respire nu știu, un timp, evident că aparatul va veni și va administra suplimentar sau va interveni astfel încât să asigure o respirație de bază. Și mai are o funcție foarte importantă, se poate stabili raportul inspir-expir la acest tip de aparat. Ei bine, acest tip de aparat nu are cei doi parametri, în schimb are ceva la fel de interesant, și anume are o presiune suport pe care medicul o setează pentru pacient. Evident, are și el o presiune de expir și o presiune de inspir care pot fi reglate și presiunea suport. Suplimentar, acest aparat, comparativ cu acesta, face și volume, adică medicul poate să stabilească și volumul de aer pe care aparatul să îl bage sau să-l administreze pacientului. Însă aceste două modele de ventilatoare non-invazive de tip BiPAP, spre deosebire de acestea de tip CPAP cu funcție APAP, se prescriu unei game mult mai restrânse de pacienți. Aparatele de tip BiPAP sunt mult mai rar utilizate, ca să spun așa, la pacientul cu sindrom de apneă obstructivă în somn, ele făcând, să zic așa, apanajul sau recomandându-se unui număr destul de mic de pacienți cu apneă în somn, în special la pacienții care suferă de apneă obstructivă în somn și care au nevoie de presiuni mari, presiuni care ajung la un moment dat să-i deranjeze pe pacient, atunci se ia în considerare prescrierea și recomandarea unui tratament de tip BiPAP. Sau se mai recomandă BiPAP la pacienții cu apnee în somn de tip central sau de tip mixt, care nu este controlată de terapia cu CPAP sau APAP. Și evident avem o gamă largă de boli neuromusculare care beneficiază de ventilație non-invazivă de tip BiPAP. Deci cam asta este diferența în mare când vine vorba de ventilatoare non-invazive utilizate pentru tratamentul sindromului de apneă obstructivă în somn. Repet, principala indicație o reprezintă ventilatoarele non-invazive de tip CPAP, care au și funcție de APAP. Și în funcție de pacient, în funcție de indicele de apnee, hipopnee, în funcție de indicele de desaturare, medicul decide dacă pacientul va folosi funcția de CPAP sau funcția de APAP. Celelalte două aparate, BiPAP-urile, sunt mult mai rar folosite la pacienții cu apnee în somn, fac apanajul unei categorii restrânse de pacienți cu apnee obstructivă în somn și mult mai frecvent recomandate în alte tipuri de apnee, cum ar fi apnea centrală și apnea mixtă sau în bolile neuromusculare sau de altă natură. Cam acestea sunt aparatele de ventilație non-invazivă cel mai frecvent folosite. Evident că pe piața din România cred că există undeva în jur de 30 de modele de aparate. Eu am reușit să intru în posesia a unui număr de 5 aparate, urmând ca în următoarea perioadă să rămân în posesie doar cu 4, întrucât acesta va pleca către unul dintre dumneavoastră care este diagnosticat cu sindrom de apnee în somn și are nevoie de tratament
non-invaziv de tip CPAP sau APAP. Revenind de la cel de-al doilea obiectiv al acestei întâlniri, și anume stabilirea unor reguli în baza cărora voi alege viitorul beneficiar al acestui aparat. În primul rând, așa cum am spus, aparatul este, nu este nou. Aparatul are în jur de 3000 de ore de funcționare, 3000 și ceva, nu mai știu exact, 3500, 3300 pe aici. Ceea ce înseamnă foarte puțin pentru un astfel de aparat, având în vedere că ele au o durată de viață cuprinsă între 10 și 20 de ani. 3000 de ore cu o medie de 6 ore pe noapte, faceți dumneavoastră calculul ce înseamnă. Destul de puțin. Deci vorbim despre un aparat care a fost folosit, nu mai este folosit de foarte multă vreme. Și pentru că eu am primit cele două aparate pe care vi le-am prezentat cu titlu de cadou, am decis că e cazul să dau și eu un aparat cu titlu de cadou la unul dintre pacienții diagnosticați cu sindrom de apnee în somn, care nu își permite să-și facă tratamentul din anumite constrângeri materiale sau financiare. Deci vorbim despre un aparat care este folosit, în schimb este un aparat care este curățat, este dezinfectat. Este un aparat care va veni setat pe nevoile pacienților. Evident că acest aparat va veni sau va ajunge la beneficiar cu umidificatorul care se montează la modul ăsta, da? Se pune apă și se reglează intensitatea umidității în funcție de nevoia celui care va intra în posesia lui. Evident că aparatul va veni însoțit și de un furtun prin intermediul căruia se conectează la masca de ventilație non-invazivă. La partea de mască non-invazivă, că vorbim de mască nazală sau de o mască oronazală, aceasta va trebui să intre în apanajul viitorului, să zic așa, beneficiar al acestui aparat, întrucât măștile sunt pentru fiecare pacient în parte și nu am o mască nouă disponibilă pe care să i-o trimit pacientului sau viitorului beneficiar, întrucât nici nu știu dimensiunile nasului. Masca ține foarte mult cont de fizionomia feței, fizionomia nasului și așa mai departe. Așa că cel care va intra în posesia aparatului va trebui să-și achiziționeze singur o mască, preț care variază între 250 și 700 de lei în funcție de tipul de mască. Regulile pentru a intra în posesia acestui aparat sau pentru a deveni beneficiarul acestui aparat sunt foarte simple. Clipul va fi încărcat pe canalul meu de YouTube, Dr. Sorin Bivolaru. Linkul acestui clip va fi postat pe pagina mea de Facebook, Dr. Sorin Bivolaru. Și evident, regula pe care trebuie să o îndeplinească cei care doresc să fie pe lista potențialilor beneficiari acestui aparat este să distribuie postarea și acest clip pe pagina lor de Facebook. Cred că undeva în jur de 15 noiembrie eu voi intra la acest clip pe pagina de Facebook, mă voi uita cine a distribuit această postare în sensul de acest clip și de acolo voi alege un câștigător. Ca aparatul să ajungă la respectivul beneficiar, evident că respectivul beneficiar va trebui să-mi trimită o poză cu poligrafia ventilatorii, adică dovada că este diagnosticat cu sindrom de apnee obstructivă în somn. Eu voi programa aparatul în funcție de nevoia pacientului sau viitorului beneficiar, în funcție de poligrafia pe care mi-o va trimite. O să ambalez aparatul într-un colet, o să plătesc curierul și aparatul va ajunge absolut gratuit la beneficiar. Dacă beneficiarul nu are poligrafie sau nu poate să-mi pună la dispoziție o poligrafie astfel încât să pot fi sigur că este diagnosticat cu sindrom de apnee obstructivă în somn, evident că voi avea sau mă voi vedea pus în situația de a repeta extragerea din lista celorlalți care au îndeplinit această regulă minimă necesară, și anume de a distribui clipul cu acest mic concurs pe pagina lor de Facebook. Logica este foarte, foarte simplă. Am văzut că există un interes foarte mare din partea oamenilor privitor la intrarea în posesia unui astfel de aparat. Ei bine, tocmai pentru că interesul este foarte mare, pentru că există foarte mulți pacienți care sunt diagnosticați cu sindrom de apnee în somn și nu-și fac tratamentul din X motive, intenționez ca lunar să
donez un astfel de aparat. Rămâne doar ca să rezolv această problemă de unde, cum și în ce fel voi face rost de astfel de dispozitive ventilatorii nocturne, astfel încât lunar să pot să pun la dispoziția celor care au nevoie un astfel de aparat. Prin urmare, regula de a distribui acest clip, astfel încât să vă regăsiți pe lista potențialilor beneficiari, are logică. Cu cât clipul ajunge la mai multă lume, cu atât mai bine, cu atât mai benefic pentru toată lumea, întrucât vom găsi mult mai repede, să zic așa, eventuali sponsori și eventuali parteneri care să susțină această dorință mea de a pune cât mai mulți oameni diagnosticați cu sindrom de apnee în somn în posesia dispozitivelor medicale de tip ventilație non-invazivă, astfel încât să-și poată trata sindromul de apnee obstructivă în somn. Dacă aveți aprecieri, dacă aveți comentarii, dacă aveți reclamații, sugestii și așa mai departe, vă rog să mi le transmiteți prin intermediul unui comentariu sau printr-un mesaj privat pe paginile de socializare. Și dacă comentariul dumneavoastră va fi de interes, evident că voi reveni cu un clip. Până la următoarea noastră întâlnire, care sper să fie cât mai curând, vă doresc sănătate și să auzim doar de bine.